sunt doi măgăriuși dornici de joacă și foarte ascultători. În vârstă de 14, respectiv 16 ani, aceștia au fost adoptați în urmă cu un an de un îngrijitor de origine portugheză. Jorge Carvalho s-a ocupat în mod special de cele două animale drăgălașe, le-a hrănit, răsfățat și le-a asigurat tot confortul de care aveau nevoie. Asta pentru că erau foarte slabe și neîngrijite. Acum, măgărușii sunt sănătoși și plini de viață. Și dacă tot i-a salvat, îngrijitorul s-a gândit că ar fi o idee bună să-i apropie și de copiii cu care să interacționeze. Zis și făcut, a organizat un program de vizitare, timp în care micuții pot să-i hrănească, să-i perie și să se plimbe cu ei. Și se pare că ideea portughezului a prins de minune. Astfel, în fiecare zi, o mulțime de copii din orașul Sintra, situat lângă Lisabona, trec pragul adăpostului pentru a-i cunoaște pe Tico și Teco. Tot aici, vizitatorii au ocazia să-l cunoască și pe Franginhas, un măgăruș în vârstă de numai 6 luni, mic și foarte curajos. Din păcate, prea tânăr pentru a-i plimba pe copiii în căutare de noi prieteni. Prin acest program de vizitare, îngrijitorul portughez dorește să stabilească noi contacte între copii, animale și natură, să-i familiarizeze pe aceștia cu modul de viață al măgărușilor, cu nevoile și necesitățile lor și, de asemenea, să învețe ce înseamnă responsabilitatea și cât de importantă este afecțiunea unui om pentru un animal.